emoționată cum am fața dumneavoastră. Emoționată mai ales datorită faptului că CECAR, filiala Tâmbovița, este partener de suflet al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, încă de acum 7 ani de când s-a înființat. Apreciem și am apreciat de la început foarte mult determinarea și ambiția pe care doamna președinte Rodica Blaicu a avut-o și puterea de a continua, pe care o are în continuare, și din acest motiv doresc să felicit arbitrii pentru faptul că au alături de dumnealor o persoană atât de ambițioasă, atât de bine pregătită și cu atât de mult profesionalism, cum are doamna președinte. În ceea ce privește corpul experților contabili și contabililor autorizați din România, atât filiala Dâmbovița pe care o reprezint, cât și filiala Prahova reprezentată de colegul nostru, domnul expert contabil Mințu, va asigura întotdeauna un corp de profesioniști, de experți contabili bine pregătiți, care să poată da o mână de ajutor arbitrilor în procesele pe care dumnealor le gestionează, astfel încât hotărârile arbitrale pe care le vor pronunța să fie cu siguranță foarte bine documentate, foarte bine argumentate, astfel încât nicio altă instituție să nu o poată contesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați invitat! Vă mulțumesc că ne sunteți alături, parteneri! Și vă dorim mult succes în continuare și ne dorim să sărbătorim împreună și majoratul. Doamna președintă, doresc să vă înmânăm o diplomă de excelență pentru cei 7 ani de activitate cu succes și să vă dorim în continuare mulți, mulți ani alături de noi. Vă mulțumesc din suflet. Este o mare onoare pentru noi să fiți prezentă la activitatea noastră și știm că putem să contăm pe corpul experților contabili din Dâmbovița. Vă mulțumesc!